în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aceea să fie cu voi. Preasfințite Petru, cu cernici părinți, concelebranți, iubiți credincioși și toți cei care ne urmăriți pe internet sau prin acest media. Suntem prezenți astăzi în număr așa de mare, episcopi și preoți, în Catedrala din Iași, la această Sfântă Liturghie, pentru a comemora 7 ani de când ne amintim cu mult drag pe stadionul din orașul nostru a fost ridicat la cinstea altarilor fericitul Anton Durcovici. Vă invit pe toți să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu, să-l lăudăm și să-l preamărim în acest episcop martir al diecezei noastre și să-l rugăm prin mijlocirea lui să ne dobândească tot ajutorul de care avem nevoie fiecare pentru viața sufletului și a trupului și să ne mai rugăm pentru grăbirea timpului în care fericitul Anton Durcovici să fie canonizat, declarat sfânt. Ne recunoaștem acum cu umilință păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Ururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvânetăm, te adorăm, te preamărim. Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Gloria, gloria, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Doamne Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Și stea dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, întrumărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule, care în fericitul episcop martir Anton i-ai dăruit bisericii tale un păstor strălucit, mărturisitor al credinței catolice prin cuvânt și faptă, dă-ne prin mijlocirea lui, ca mărturisind aceeași credință, să rămânem înrădăcinați și întemeiați în iubire. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Înțelepciunii. Sufletele celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu și niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și a găsit vrednici de El. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.
în timpul vizitării lor, vor străluci și vor alerga ca scânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El, căci harul și îndurarea sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu. În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. În mâinile Tale, Doamne, îmi încredințez sufletul. Fii pentru mine o stâncă de scăpare, o cetate întărită, ca să mă mântuiești. Tu ești stânca mea, cetatea mea, pentru numele Tău condu-mă și călăuzește-mă. În mâinile Tale, sufletul, Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Mă voi bucura și mă voi veseli de îndurarea Ta, căci ai privit la umilința mea. Din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urăsc. Fă să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău, mântuiește-mă în îndurarea Ta. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este pentru noi, cine este împotriva noastră? El, care nu l-a cruțat pe propriul Său Fiu, ba chiar l-a dat la moarte pentru noi toți, cum nu ne va dărui toate împreună cu El? Cine va aduce acuză împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care justifică. Cine îi va condamna? Hristos Iisus, care a murit, dar mai mult a și înviat, care este la dreapta lui Dumnezeu, intervine pentru noi. Cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul? Sau strâmtorarea? Sau persecuția? Sau foametea, sau lipsa de haine, sau primejdia, sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Că sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele prezente, nici cele viitoare, nici puterile, nici înălțimile, nici adâncurile și nici vreo altă creatură
nu vor putea să ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor săi: dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ceea ce îi este propriu. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume, pentru aceasta vă urăște lumea. Amintiți-vă cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sclavul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au persecutat pe mine, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Însă toate acestea vi le vor face din cauza numelui meu, pentru că nu-l cunosc pe cel care m-a trimis. Cuvântul Domnului. Excelențele voastre, iubiți credincioși, dacă ar fi fost tratat ca un om, bărbatul comemorat în această seară ar fi avut un loc în cimitir, o cruce de pe care am fi putut citi: aici zace Anton Durcovici, episcop de Iași, născut la 17 mai 1888 în Bad Deutsch-Altenburg, în Austria. Liniuță, cratimă. Decedat la 10 decembrie 1951 la sighetul Marmației. Dar n-a fost tratat ca un om. Nu se știe unde se odihnește. Ziua nașterii și ziua morții se află în mâinile lui Dumnezeu. Nouă ne aparține doar
această liniuță, această cratimă. Pentru unii, liniuța înseamnă crime și fără de lege. Pentru alții înseamnă o viață normală, obișnuită. Pentru alții înseamnă sfințenie. A fi sfânt nu înseamnă că niște oameni ai bisericii vor neapărat ca un credincios să fie considerat cu tot din adinsul un supra-om. A fi sfânt înseamnă a recunoaște că un credincios s-a asemănat foarte mult cu Iisus Hristos. Într-o lume plină de zbucium, în care valorile spirituale riscă să fie acoperite de materialism, a vorbit despre sfințenie, sfinți, pare să nu fie realist, pare să nu fie în pas cu lumea de azi. Și cu toate acestea, sfinții sunt persoanele cele mai realiste. Au ales viața adevărată care nu le va fi luată niciodată. Au optat pentru fericire, pentru bine, pentru Dumnezeu, scopul vieții lor. Sfinții sunt mărturisitorii lui Dumnezeu, sunt un comentariu viu al Evangheliei. A scruta viețile acestor oameni înseamnă a vedea ce mesaj are Dumnezeu pentru noi, cei de astăzi, pentru mine. Pentru contemporanii noștri, a face portretul lui Anton Durcovici cu trăsăturile sale serioase n-ar părea un lucru prea interesant. Cu toate acestea, Anton Durcovici a luat Evanghelia în serios. Deși a trăit în vreme tulbure, mărturia lui rămâne și astăzi autentică. Este un model pentru fiecare dintre noi. Atunci ce putem spune despre fericitul Anton Durcovici și ce ne spune el nouă astăzi? La 133 de ani de la nașterea sa. La școală, în clasa a cincea, citeam povestirea lui Mihail Sadoveanu, acest neîntrecut al limbii române, despre domnul Trandafir. Învățătorul pe care Sadoveanu l-a avut la școala primară, la țară, și cum la maturitate, el se întoarce în satul său și merge să vadă mormântul domnului Trandafir. Și Sadoveanu își încheie povestirea cu aceste cuvinte. A fost un om. Nu spune a fost un om bun, a fost un om înțelept, a fost un om mare, ci numai a fost un om. Și fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă, să se pătrundă de acest cuvânt om. Pentru că nu este o blamă mai mare pe care o poți aduce unui om decât să-i spui tu nu ești om. Acela nu-i om. Fericitul Anton Durcovici a fost un om. În lumina cuvântului lui Dumnezeu să căutăm care sunt trăsăturile fundamentale, esențiale ale omului, așa cum îl vede Dumnezeu, cum îl concepe El. Și unde vom găsi aceste trăsături? Să ne oprim în capitolul 19 din Evanghelia după Sfântul Ioan. Pilat l-a pus pe Iisus să fie bătut teribil. Când spun lucrurile acestea, încercați să vi-l imaginați pe Anton Durcovici. Deci Pilat l-a pus pe Iisus să fie bătut teribil, să fie îmbrăcat cu haina aceea de batjocură, i s-a pus o cunună pe cap, cunună de rege, dar de fapt de spin. I-a dat și un sceptru regesc din trestie.
Apoi Pilat l-a luat, l-a dus în balcon și așa l-a prezentat în două cuvinte. Iată omul. Iată omul. Vrei să știți ce înseamnă om? Vrei să știi ce e acela om? Iată omul. Prin urmare, dacă noi vrem să înțelegem ce înseamnă om, ce înseamnă că fericitul Anton Durcovici a fost un om, noi trebuie să pătrundem în esența lui Isus și să vedem trăsăturile pe care le-a avut Isus, dacă le regăsim în Anton Durcovici și dacă le putem pune în practică, dacă le putem trăi și noi. Eu voi arăta trei trăsături fundamentale ale lui Isus, ale omului Isus, pe care le întâlnim și în fericitul Anton Durcovici. Și dacă aceste trei trăsături le va înscrie Dumnezeu și în inima ta, atunci cei care te vor vedea vor spune: acesta este un om. Prima trăsătură a omului Isus Hristos a fost că el a renunțat la voința proprie și a căutat mereu voința lui Dumnezeu. Mai ales tinerii au idealuri. Ei spun mereu: vreau, 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 eu, eu, eu. Iisus, când a intrat în lume, primul lucru a zis: iată, vin ca să fac voința ta, Dumnezeule. Fiul omului s-a coborât din cer nu ca să facă voia lui, ci voia celui care l-a trimis. Oricine face voința Tatălui meu care este în ceruri, acela mi-este și frate, și soră, și mamă. Iar în Ghetsemani, când omul Iisus se îngrozește în fața perspectivei morții și a crucii, spune: Tată, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că de aici înainte, omule, lucrul fundamental în viața ta trebuie să fie să faci, să cauți, să urmărești, să împlinești voința lui Dumnezeu. Nu ambițiile tale, ci voința Lui. Doamne, ce vrei Tu ca eu să fac? Cum mă vrei Tu pe mine? Așa a făcut toată viața Anton Durcovici. Nu vă dau exemple. Citiți cărțile care s-au scris despre el și vă veți convinge. A doua trăsătură a omului Iisus Hristos este că el se dezbracă de egoism și se dăruiește în folosul altora. Iată, mă vin să fac voința ta, Dumnezeule. Care este voința lui? Fiul omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. În seara premergătoare jertfei lui, dăruirea lui totală de sine, atunci când ucenicii s-au certat care să fie cel mai mare, ce spune Mântuitorul? Cel mai mare nu este cel care are mai mulți servitori, ci acela care slujește la mai mulți. Cât sunt cei care laudă pe Dumnezeu pentru că Tu existi? Pentru că i-ai slujit atunci când erau prăbușiți, atunci când erau descurajați. De atâtea ori ni se spune în Noul Testament să nu mai trăim în folosul nostru, ci în folosul altora. Dacă Dumnezeu ți-a dat daruri, ți le-a dat ca să slujești, să te dăruiești. Dacă vrei să fii om, aceasta este trăsătura a doua a omului, dăruirea. Asta a făcut toată viața Anton Durcovici. Și nu vă dau exemple. Citiți cărțile apărute despre viața lui și vă veți convinge. În sfârșit, a treia trăsătură despre care vreau să vorbesc pe scurt este că omul adevărat este un om dintr-o bucată.
Iisus enunță principiul: nu puteți sluji la doi stăpâni. Un mare psihiatru, care a văzut că nefericirea este datorată faptului că oamenii sunt cu inima împărțită, a dat o definiție fericirii, spunând că a fi fericit înseamnă a te dărui unei idei sau unei cauze sau unei persoane cu toată ființa, fără rezerve și fără regrete. A te dărui cu toată ființa, fără rezerve și fără regrete. Anton Durcovici nu l-a slujit și pe Dumnezeu și pe diavol. Nu a slujit și biserica și comunismul. Nu vă dau exemple. Citiți cărțile apărute cu viața lui și vă veți convinge. Da, a dus o viață eroică. Foarte puțini au stofa din care sunt făcuți eroi. Dar un creștin obișnuit este și el un sfânt. Un câine mic a stat odată lângă un câine de talie mai mare și acesta din urmă și-a bătut joc de el și l-a întrebat: și tu pretinzi că ești un câine? Și micuța creatură n-a îndrăznit să-l contrazică pe cel mare, dar i-a spus: cu siguranță că nu sunt un câine mare ca dumneavoastră, dar nici dumneavoastră nu puteți spune că sunt pisică. Câinii mici sunt tot câini. Și creștinii mici sunt tot creștini și pot fi sfinți. Nu toți pot face fapte de credință eroice, dar toți le putem admira, putem iubi, ne putem bucura în ele. Putem lupta ca eroul să nu fie uitat, să facem din el o legendă. Nu te îngrijora că nu ești ca el. Un melc și un iepure pot merge pe același drum. Melcul va ajunge mai târziu, dar ținta este aceeași. Fiecare creștin este numit sfânt. Dacă nu poți fi mai mult, fii un melc sfânt. Chiar dacă mergi mai încet, vei ajunge. Va trebui să perseverezi mai mult decât un erou. La Sfânta Evanghelie am auzit cuvintele Mântuitorului despre persecuție. Un cartof, un ou și un ceai pot trece prin același proces de fierbere și fiecare reacționează altfel. Cartoful, la început tare și puternic, după ce a fost fiert, se înmoaie, devine fărâmicios. Oul, fragil la început, dacă îl fierbi, devine tare. Ceaiul, după ce a fost fiert, schimbă apa. Persecuția. Anton Durcovici persecutat, eu cum m-aș fi comportat? Iată, Sfântul face omul adevărat. Sfântul este omul complet reînnoit. Sfântul este acela care are curajul de a lăsa totul pentru a deveni prieten al lui Iisus. Sfântul este acela care s-a lăsat fascinat de frumusețea lui Dumnezeu, încât treptat, treptat, el s-a transformat în el, cu majuscule. A devenit sfânt, sublinează Papa Benedict al XVI-lea, înseamnă a realiza pe deplin ceea ce deja suntem. A realiza deja deplin ceea ce deja suntem, adică fii ai lui Dumnezeu. Să nu-ți fie frică de cerințele lui Dumnezeu, care ți se pot părea imense. Fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru este desăvârșit. Cine vrea să vină după mine să-și ia crucea în fiecare zi, care profesor de muzică nu ar vrea ca toți elevii săi să fie ca Mozart sau Beethoven, nu are importanță
cât de mult suntem în stare să îndeplinim în viața creștină, important este să ne punem la lucru voința. Dumnezeu se uită la voință. Și puritatea inimii constă a voi un singur lucru, și anume să fim cu Dumnezeu. Dumnezeu poate face din tine un sfânt. Lumea are nevoie de sfinți. Lumea a avut o mulțime de politicieni ale căror decizii au costat vieții la milioane și milioane de oameni morți în războaie și revoluții. Lumea a avut o mulțime de oameni de știință care serveau pe conducătorii lor pregătindu-le echipamente de război. Lumea a avut o mulțime de misionari de diferite religii care uneori au creat confuzii. Dar lumea nu are destui sfinți. Încă unul i-ar fi de foarte mare ajutor. Tu trebuie să fii acesta. Încă unul i-ar fi foarte mult. Ești creștin. Fii om. Tu trebuie să fii acest sfânt. Asemenea fericitului Anton Durcovici. Fii sfânt, dar de dragul celor din jurul tău, fii un sfânt uman. Amin. Fraților prea iubiți, cu inimile pline de bucurie și recunoștință, să înălțăm rugăciunea noastră către Tatăl Ceresc, pentru ca mărturia eroică a fericitului Anton Durcovici să devină pentru noi toți izvor de reînnoire în credință și iubire. Dumnezeule, Părinte iubitor de oameni, ajută cu harul Tău pe Sfântul Părinte Papa Francisc și pe Episcopul nostru Iosif, pentru ca, urmând exemplul fericitului Anton, să mărturisească Evanghelia Mântuirii prin dăruirea lor totală față de poporul credincios. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca sacrificiul celor persecutați din cauza credinței să conducă la convertirea persecutorilor și la reconcilierea profundă a inimilor. Te rugăm, prin mijlocirea fericitului Anton, dăruiește familiilor creștine harul de a fi dispuse să-și mărturisească credința cu prețul oricărei jertfe. Te rugăm, ascultă-ne! Ocrotește-i pe copii și tineri și ajută-i să afle în creștinii adulți modele autentice de iubire a lui Dumnezeu și de slujire a aproapelui. Te rugăm, ascultă-ne! Vino în ajutorul celor care suferă în trup sau în spirit și arată-le puterea vindecătoare a harului Tău. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul ca prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Pentru rugăciunile fericitului Anton, primește-i pe răposații noștri în pacea împărăției Tale cerești. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, tăria celor care se încred în Tine, Te rugăm, ascultă rugăciunea pe care această familie ți-o înalță prin mijlocirea episcopului martir Anton și fă ca sămânța sângelui său să rodească în noi iubirea față de numele Tău sfânt și față de frați, prin Hristos Domnul nostru. Primește, Doamne, aceste daruri,
este a ta, rodul pământului și al muncii noastre, daruri necinste a ta. Fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule prea îndurător, revarsă binecuvântarea ta asupra acestor daruri și întărește-ne în credința pe care fericitul Anton a apărat-o cu prețul sângelui, prin Hristos Domnul nostru.
să fie cu voi. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci fericitul Anton, după exemplul lui Hristos, și-a jertfit viața pentru mărturisirea numelui Tău și ne-a dovedit în chip strălucit puterea Ta minunată. Pentru că pe cel slab Tu îl conduci la virtutea desăvârșită și pe cel lipsit de putere îl ajut să fie statornic în mărturisirea credinței. De aceea, împreună cu puterile cerești, te preamărim și noi de pe pământ și înălțăm imnul de laudă al maiestății Tale, cântând fără încetare. Sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți,
Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru și cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta,
să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos. Thank you.
Să ne rugăm. Întăriți cu sfintele taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicie a fericitului Anton, ca astfel să ne învrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători, prin Hristos Domnul nostru. Hristos s-a înălțat. Preasfințite părinte episcop Iosif, dragi confrați într-o preoție, concelebranți, dragi persoane consacrate, seminariști, iubiți credincioși, prezenți astăzi în catedrala noastră, dar și în comuniune cu noi prin mijloacele de comunicare. Am trăit în acest moment un adevărat dar al lui Dumnezeu, avându-l în mijloc din nou pe episcopul nostru Anton Turcovici. Un dar și o bucurie. Cu 7 ani în urmă, acest dar a fost făcut cunoscut tuturor credincioșilor noștri din țară, de peste hotare și tuturor celorlalți credincioși din România, tuturor celorlalți credincioși din alte biserici. Ne-am bucurat împreună. Și am mai avut un moment care ne leagă de catedrala noastră, de episcopul Anton Turcovici. Sigur că părintele ne-a vorbit la predică, părintele profesor, despre această demnitate a lui ca episcop, dar și ca om. Aici, în catedrală, nu de mult, a pășit Sfântul Părinte, Papa Francisc. Trebuie să vă spun că a acceptat rugămintea noastră și dorința noastră și mesajul nostru de a veni în catedrală. Mâna să-i onoreze pe cei care sunt în vârstă, bătrâni, bolnavi, dar mai ales să întâlnească pe cel pe care el a hotărât să îl declare martir fericit. Și a venit aici și le-a onorat pe episcopul nostru. Pentru că oricine ar fi episcop sau preot sau credincioș, aceste momente sunt momente forte, de mare bucurie, de multe întrebări, de angajament. Și sigur că ne bucurăm că Dumnezeu ne-a oferit un asemenea dar fără vrednicile noastre, ci numai pentru că El a voit să-L aleagă să fie Cel ce se jertfește și s-a jertfit pentru noi. De multe ori am spus și mai repet că multe dintre darurile noastre în biserică se datorează sângelui martirilor noștri, a episcopului nostru. Și iată că această sfântă celebrare ne oferă din nou această posibilitate de a încerca să intrăm în acest mister al iubirii unui om, a unui episcop, cu atât de mare responsabilitate, oferindu-se să moară ca să aducă rod, cum a făcut Iisus. Ne bucurăm, preasfințite, că avem astfel de momente și sigur că ne bucurăm să nu uităm că noi, cei care suntem chemați să-L urmăm, să nu uităm niciodată
exemplul lui, hotărârea lui, demnitatea lui și această rămânere a lui cu noi mereu, mort pentru noi, așteptând ca Dumnezeu să-L recunoască și între sfinți și să ne mijlocească și nouă curajul, nouă, ca să-L urmăm. Tuturor le dorim, rămână cu preasfințitul, care sigur că iubește aceste momente, mult har și binecuvântare, dar Iisus Hristos, Cel care a venit la noi, a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri și pentru exemplu și rugăciunile episcopului nostru, Antor Dumcovici. Hristos s-a înălțat! Imediat după binecuvântarea finală vom face și procesiune, așa cum obișnuim, cu racla, care este de fapt păstrată mereu în camera unde se ascultă spovezile de la intrarea în catedrală pe stânga. Profit de această ocazie, în primul rând mulțumind Preasfințitului și Sfințiilor voastre, ca și dumneavoastră, iubiți dincioși, pentru prezența în număr mare în această seară la biserică, comemorându-l pe episcopul nostru martir Anton. Dar vreau să amintesc tuturor și celor care ne urmăresc acum pe internet, preoților din toată dieceza noastră, să nu uite, chiar dacă n-am revenit, dacă va fi cazul, voi reveni și în scris, în fiecare săptămână, în ziua de joi, să se facă memoria fericitului Anton Dumcovici, chiar dacă au sau nu o relicvă din scrierile sale, dar în fiecare joi, în toate parohiile, să se facă devoțiunea în cinstea fericitului Anton Dumcovici, îndată după binecuvântarea finală, atât de la liturghia de dimineață, cât și după liturghia de seară, acolo unde sunt două sfinte liturghii. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
să cerem mijlocirea fericitului Anton, episcop martir pentru noi, pentru toți cinstitorii săi, pentru dieceza noastră, pentru biserică și lumea întreagă. Rugăm să împlinească toate gândurile și intențiile noastre bune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Atotputernice, veșnice Dumnezeule, ascultă cu îndurare rugăciunea noastră pe care o îndreptăm spre Tine prin mijlocirea fericitului Anton Durcovici, episcop martir, și de dragul credinței, speranței și iubirii de care a dat dovadă în întreaga sa viață, al cinstirii deosebite pe care a adus-o Fiului Tău prea iubit din taina Euharistiei și al evlaviei sale către Sfânta Fecioară Maria, sporește în noi virtuțile cu care l-ai împodobit pe acest slujitor al Tău și dă-ne tăria credinței în fața greutăților vieții, pentru ca la sfârșitul pelerinajului nostru pământesc să ajungem și noi în gloria cerească alături de El și de toți Sfinții Tăi. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Fericite Anton Durcovici! Fericite Anton Durcovici! Fericite Anton Durcovici! Cu blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Încenunchem toți. Această sfântă liturghie ne-am rugat și pentru răposații Eleonora, Ana și Ștefan, Vasile, Maria și copiii, Gheorghe, Maria, Petru, Iosif, Olga, Ioan, Octavia, răposații familiei, binefăcători.